Salut! Abia am așteptat ziua de azi. De ce? Pentru că azi vom învăța și vom desena împreună. Sunteți pregătiți? Să începem! Spuneți după mine următoarea poezie. Pe poiană-i multă iarbă, printre iarbă, iată-o piatră. Lângă floare e o oaie, stă la soare și se joacă. În pom se bronzează o cireașă. Oaia strigă, cireașă, cireașă. Iepurașul o aude miere dulce îi aduce. Nu vreau miere, vreau cireașă. Stai cu mine, hai la joacă. Între timp începe să plouă. Este seară, e ora nouă. Două ore nu mai joacă. După joacă, merg acasă. Răspundeți la întrebări cu un cuvânt pe baza poeziei. Ce a fost printre iarbă? Piatră. Cine stă lângă o floare? Oaie. Ce strigă oaia? Cireașă. Ce aduce iepurașul? Miere. Câte ore s-au jucat cei doi? Două. Acum, pentru că ați învățat poezia și ați răspuns corect la întrebări, vă prezint cum puteți să desenați foarte ușor o oiță. Vă rog să pregătiți o foaie și o cariocă neagră. Gata? Să începem!
Primul pas este să desenăm corpul oiței. E blănos, e pufos. Să desenăm acum cele patru lăbuțe. 1, 2, 3 și 4. Și suntem gata! Nu a fost greu deloc! Așa este! Numai bine, dragilor! Pe curând!